Hristos a înviat. Hristos a înălțat. Duhul Sfânt a coborât. Biserica trebuie să fie plină. Deja schimbăm. De la Hristos a înviat până la fi plin de Duhul Sfânt, noi zicem trebuie să fie un traseu lung, noi trebuie să trecem prin foarte multe evenimente. Alții spun, noi trebuie să ajungem prin încercări. Uitați-vă că Biblia zice altceva. Și toți, și toți, s-au umplut de Duc Sfânt și au început, au început, vă rog să citiți cu voce tare, nu vă aud suficient? Să vorbească în alte limbi. Nu 99%. Nu 80% din cei care erau prezenți acolo în biserică. Nu 45. Nu 5% spumă ăia 12. Hai că sunt 11, că și Matia cumva. Toți? Cine crede că cuvântul ăsta e adevărat de la Dumnezeu? Să ridice o mână în sus. oh, deci deja deci avem probleme. Mesajul pe care îl am este o întrebare care aș vrea să te provoace. Și dacă nu dorm la noapte, din cauza asta să știi că mă bucur. Tu vorbești în limbi. Asta e întrebarea serii. Întrebarea cinzecimii. Tu vorbești în limbi? Și dacă ești botezat de ani și de zeci de ani, întrebarea este următoarea. Tu mai vorbești în limbi? Ți-ai pus pe pauză vorbirea ta în alte limbi? Ai început să devii circumspect? Să te uiți, să privești? Și ai început să lași mai mult firea pământească să te controleze decât Duhul Sfânt. Versetul spune așa și au început să vorbească în alte limbi. Vin unii și spun, păi, bă, dar bineînțeles, frate, că acolo trebuia să fie făcută evangelizare. Întrebare. Cei ce vorbeau în alte limbi, cineva care vorbea, de exemplu să luăm pe Sfântul Ioan, că ăsta e mai, Așa, cu inima mai aproape de pieptul Mântuitorului, nu e așa sangvinic ca Petru, veți spune unii numai sangvinici vorbești în limbi, nu e adevărat. Credeți că și Ioan, ucenicul iubirii, a vorbit în limbi? Da sau nu? Amin, așa scrie în Biblie, toți înseamnă și Ioan. Imaginați-vă că ucenicul iubirii, mai melancolic, temperamental, mai liniștit, a început să vorbească în limba parților. Băsietul nou spune că erau acolo și parți. Și nu avem dovezi că au reușit toți din această etnie, toți parții, dacă pot să-i numesc așa, să fie lângă Ioan Ucenicul Iubirii. Ioan Ucenicul Iubirii era poziționat undeva lângă cei 120 aproape, da? Și acum imaginați-vă că acolo erau mii de oameni, de aia s-au 3000. Probabil că erau mult mai mulți, doar 3000 s-au convertit. Și imaginați-vă că Ioan Ucenicul Iubirii stă undeva, nu știu, să zicem că într-un colț din partea stângă, nu că ar fi un cos mai special, dar să zicem că acolo stă și începe să vorbească în limba parților. Și culmea culmilor: că toți care sunt dispersați prin sală, pe acolo, pe unde sunt, aud ce vorbește bărbatul acesta. Întrebare. În timp ce Ioan vorbea în limba parților, știa limba sa? O cunoștea? Nu o cunoștea. Prima minune este că vorbea ce nu știa. Și vorbirea în alte limbi înseamnă să vorbești ce nu știi. Dar vreau să spun ceva, dacă vorbești de la Duhul Sfânt, știe Iisus. Știe Duhul Sfânt. Știe Dumnezeu. Biblia spune, tu cu Duhul spui taine cu Dumnezeu. Poate mașina ta trebuie să îndrijezi un accident și satana a pregătit sistemul în care cineva să-ți atace mașina și să intre într-un stâlp. Și Duhul Sfânt din tine zice, Doamne, pune-o pe pauză un pic, lovește un pic undeva, îngăte o lovitură, nu grea, suficient de mare să fie pusă în atelier. Și uite așa, mașina ta e parcată și nu mai îți place. Dar să știi că ăsta e planul Duhului Sfânt pentru că vrea să nu fi dus cu descarcerarea. Și Duhul Sfânt, când tu vorbeai în alte limbi, nu știai ce vorbești, dar Duhul mijlocea, Duhul vorbea, Duhul știe viitorul, pentru că, dragii mei, trebuie să vă spun în această seară, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul ne securizează din foarte multe circumstanțe nemai întâlnite, neimaginate, pe care nu le putem pune ca probleme care exista. Și Duhul mișlocește cu suspine negrăite. Duhul știe care sunt problemele care urmează să se deruleze în casa ta, în familia ta, în inima ta. Și Duhul lui Dumnezeu când vorbește în alte limbi, vorbește taine cu Tatăl și cu Domnul Isus Hristos și tu ești binecuvântat, slăvit să fie Duhul Sfânt slăvit să fie Duhul Sfânt. Dacă am vedea din câte ne-a scos Duhul lui Dumnezeu. Dacă am putea să vedem cu ochiul liber câte cohorte demonice sunt în văzduh deasupra clădirii bisericii, ne-am înfiorat. Însă Duhul lui Dumnezeu ne securizează. Este prezent în această seară la Betania Domnul Iisus Hristos. Cine crede asta să zică amin. Este prezent aici Dumnezeu Tatăl. Să zică amin cine crede. Și este prezent Duhul Sfânt. Aleluia! Tu vorbești în limbi. Există un soi de rușine pentecostală, pot să o numesc pe românește, și unii penticostali spun, eu nu prea vorbesc despre vorbire în limbi, că e ceva interesant, că se supără alte culte religioase, alții care cred altfel, și așa cu rușinea, cu necredința, oamenii stau într-un fel de lojă spirituală, se botează în apă și zic, gata, frate. Mai vin și cu întrebări de genul, trebuie să fii neapărat botezat cu Duhul Sfânt ca să fii răpit? Ce întrebări sunt acestea? Întrebarea corectă este nu cât să fac să ajung în Rai, ci cât de mult să aduc oameni la Hristos. Aleluia. Întrebarea corectă este următoarea, nu să trec cu cinci, clasa, spiritual vorbind. Nu să se învârtă ușa Raiului și să mă împing în spate, nu. Nu să ajung să merg pe marginea prăpastiei, dar să nu cad niciodată. Întrebarea este câți oameni din jurul tău trebuie să fie salvați? Sunt oameni care au gânduri suicidale. Cui să-i vorbească Duhul Sfânt? Sunt în această seară să-ți spun că ție și dumitale dacă ești mai în vârstă. Duhul lui Dumnezeu are planuri speciale de eliberare. Să știți că m-am uitat la unii dintre candidații de botez, dacă nu aproape la toți, și am văzut intervenții supranaturale Duhului Sfânt. Oameni care au fost eliberați, cum se spunea de dimineață, nimeni nu putea să-i schimbe. Oameni care au smul, fost mulți din contextele lor religioase și pentru unii, Oamenii n-au vrut și chiar părinții unora n-au vrut să fie botezați. Știți cine a dat putere să intre în apa botezului și să iasă și să fie mântuiții Domnului în numele Lui Iisus? Duhului Dumnezeu, aleluia! Slăvit să fie Duhul Sfânt! În generația contemporană, Duhul Sfânt lucrează cu putere. Duhul Sfânt este prezent pentru noi. Duhul Sfânt a fost dat și va rămâne pe pământ câtă vreme este biserica pe pământ. Când se retrage Duhul Sfânt, se retrage și biserica, pentru că se va reîntoarce Hristos să jăpească biserica. Și stric din toată inima, din locul acela, de pe norii cerului, să nu lipsească nimeni. Să fim prezenți cu toții la ultimul zbor înspre împărăția lui Dumnezeu. Să zburăm ca niște porumbei înspre porumbarul nostru, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzdu, ca să fim totdeauna cu Domnul. Poporul Domnului zice amin la asta, dar pentru asta ține minte ce spun nu e suficient să treci prin prima lucrare a Duhului Sfânt și anume nașterea din nou, nu e suficient să treci prin procesul pocăinței care este generat și contextual, este așezat de Duhul Dumnezeu ca să poată exista în viața ta privată, nu e suficient să intri în procesul sfințirii, toți pocăiții autentici, toți pocăiții autentici cer și a patra lucrare, botezul cu Duhul Sfânt. Amin? botezul cu Duhul Sfânt. Sunt trei semne foarte importante care arată că cineva este botezat cu Duhul Sfânt. N-are cum să fie greșit să vorbim în această seară, într-o zi a cinzecimii, despre botezul cu Duhul Sfânt. Asta ne caracterizează pe noi, penticostalii, asta ne deosebește și asta ne place. Amin. Trebuie să o amin mai tare. Ne place botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Primul semn este un semn exterior, evident. Semnul acesta se numește vorbirea în alte limbi. Semnul exterior, un semn audibil, un semn care nu poate fi contestat și trebuie să fie evident. Biblia spune, fapte 2 cu 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Uitați-vă că Duhul lui Dumnezeu a lucrat la nivel interior, umplându-i, da? și apoi au început să vorbească în alte limbi. Când cineva este botezat cu Duhul Sfânt, există semnul exterior, vorbirea în limbi. Să intrăm la toate cele cinci pasaje și să arătăm clar că aceasta este învățătura biblică, nu învățătura doar penticostală. Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 44. Pe când rosea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți care ascultau cuvântul. Această realitate a ascultării cuvântului înseamnă că cuvântul a intrat la nivelul minții lor, cuvântul a coborât la nivelul emoțiilor lor, rațiunea lor, sentimentele lor și propria lor voință au fost așezate sub autoritatea cuvântului. Și când voința omului a fost așezată sub autoritatea cuvântului, oamenii au fost născuți din nou. Rețineți că ascultau cuvântul, nu puteau la telefoane. Nu se mișcau pe biserică. Nu erau desinteresați, nu erau dezinvolți. Nu ce iară predicatorul ăsta, iar ce cu Petru ăsta? Pescarul ăsta, vine el să-mi predice mie? Nu, nu, nu. Ascultau nu predicatorul, ci cuvântul. Aveau respect față de cuvânt. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Toți credincioșii evrei, adică tăiați prejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Când? Citiți vă rog cu voce tare. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci versetul 46, întotdeauna în acest cuvânt, căci dă o explicație. Cum au văzut evreii că neamurile au primit Duhul Sfânt? Explicația este în versetul 46. Că ce ei auzeau? Vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! la biserica primară, în fapte 2, din Ierusalim, semnul botezului cu Duhul Sfânt a fost vorbirea în limbi. Acolo erau doar evrei, o să spuneți. Ok. La neamuri, când a trecut Evanghelia la neamuri și a trecut în casa lui Corneliu, semnul evident al botezului cu Duhul Sfânt a fost vorbirea în limbi. Dăm câteva pagini. Fapte 19, niște evrei, de data aceasta, ucenici sau fost ucenici al lui Ioan, cuvântul Domnului spune, a venit Pavel, Sfântul Apostol Pavel, pe când era Apollo în Corin, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Versetul 7 ne spune că erau cam 12 bărbați de toți. Ascultați și spune cuvântul Domnului. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creată în cel ce vine după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus Hristos, adică pe baza principiilor totale și compacte ale Mântuitorului. Formula era în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și versetul 6 spune așa: Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, rețineți, nu când s-au botezat în apă. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Biblia spune, citiți mai departe. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Asta e normalitatea. Botezul cu Duhul Sfânt are semnul exterior, vorbirea în limbi. O să mă întrebați ce faci, frate Caleb, cu fapte nouă, pentru că despre Saul convertit din Tars nu ni se scrie explicit în capitolul nou din fapte, moment în care se narează convertirea lui care ar fi vorbit atunci când Anania și-a pus mâinile pe el în limbi. Dar nu o să știți ce scrie 1 Corinteni 14 cu 18, nu? Ce zice Sfântul Pavel? Dacă vreți să facem concurență în ceva, să știți că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți la un loc. Slăvit să fie Domnul! 1 Corinteni 14 cu 18. Cu smerenie zice Sfântul Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Deci în fapte 9 am rezolvat. Trecem la fapte 8 în Samaria, unde a primit cuvântul Domnului Samaria niște oameni care nu se salutau între ei cu galilenii. Când treceau un galilean pe lângă un samaritean, ăștia nu-și băteau mâna să se salute. Sper că nu mai sunt obiceiuri de să în biserici. Da? Pe ce puși a zis? Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului. Apostolul, versetul 14, fapte 8 cu 14, apostolii care era în Iesalim, când a auzit că Samaria a primit, rețineți din nou, cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. De ce? Pentru ce s-au rugat? Cu ce scop? Să fie mai buni. Să fie mai interesanți. Numai să rodească. O să vedem imediat că și despre asta e important să avem. Nu, nu, nu. Ascultați ce spune Biblia. Ca să primească Duhul Sfânt. Cum faceți voi asta? Ascultați ce spune Biblia. Oamenii convertiți oameni botezați în apă, oameni la care a venit Evanghelia, oameni pe care nu-i smulgea oricum. Ei nu erau de etnie ebraică, erau deportați din Ava, Cuta și din alte localități când Imperiul Asirian și-a pus dominația peste împărăția legatului lui Israel. Oamenii ăștia erau greu de învins. Sunt absolut sigur că cel ce i-a făcut să creadă cuvântul a fost Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu naște din nou un om. Se zice, amin. Amin, slăvit să fie Duhul Sfânt. E prima lucrare. Dar nu-i suficient să te oprești aici. Biblia spune mai departe, căci nu se coborâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați. Cum de spun unii că atunci când te botezi în apă primești Duhul Sfânt? care e argumentul? Când Biblia zice clar, fapte 10, au primit botezul cu Duhul Sfânt înainte să fie botezați în apă, Petru nu i-ar fi botezat în apă niciodată pe neevrei, pe neamuri, dacă nu erau botezați cu Duhul Sfânt mai întâi. Și să știți că sunt momente și sunt contexte în care Domnul, pentru că unii vin dintr-o lume atât de adâncită în păcat și poate că unii dintre slujitori n-ar fi în stare să aibă curajul să-i boteze, Domnul zice, prima te botez cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Să-și facă Domnul lucrările sale după planul său. Noi nu vrem să fim rigizi Noi nu vrem să controlăm lucrarea Duhului Sfânt Avem noi o cântare care spune și ar trebui să fie realitate În fiecare slujbă Lăsați Duhul Sfânt să lucreze Lăsați Duhul Sfânt să lucreze Prea multe forme religioase am ajuns să avem Prea mult avem rigiditate în noi Vrem să coboare Duhului Dumnezeu peste noi La cinzecime și în fiecare zi de slujbă Să simți că biserica e tixită de Duhul Dumnezeu Să simți că prezența Domnului se arată într-un mod supranatural Domnul eliberează, Domnul vindică, Domnul transformă, Domnul mântuiește, Domnul iartă păcatele, Domnul smulge din droguri, din alcool, din imoralitate. Slăviți să fie Duhul Sfânt! Lucrează, Doamne, cu putere! Biblia zice foarte clar, atunci, versetul 17, Petru și Ioan, rețineți, au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Nu l-au primit la botez, nu l-au primit la convertire, nu l-au primit când au primit cuvântul, nu l-au primit când au auzit Evanghelia pentru prima dată, nu l-au primit când s-au născut din nou, nu l-au primit când s-au pocăit de păcatele lor, nu l-au primit când au intrat în procesul sfințirii. L-au primit când Dumnezeu i-a trimis pe niște apostoli, Petru și Ioan, care și-au întins mâinile și au așezat mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Filip nu și-a permis să-și pună mâinile peste ei. Filip fiind diacon și evanghelist nu și-a permis asta. Aviz amatorilor mare atenție. Există tot felul de învățături contemporane că fiecare poate să pună mâna pe oricine. Să nu scrie în Biblie. În Biblie scrie foarte clar. Sunt trei slujbe care au dreptul, frați care stau în spatele acestor slujbe, care au dreptul să pună mâinile. Apostolii, păstorii și prezbiterii. Să scrie în Biblie. Dacă îmi găsiți alte argumente, întrebați-mă că n-am nicio problemă. Dacă îmi găsiți vă o diaconită ca fivi care și-a întins mâinile, chiar dacă era o femeie, peste cineva și și-a pus mâinile peste cineva, găsiți-mă, căutați-mă, abordați-mă și spuneți-mi, vă rog, că curios. Rețineți, sunt trei slujbe care au dreptul de punerea mâinilor. Punerea mâinilor nu e o joacă de copii. Punerea mâinilor înseamnă autoritate. Înseamnă o prezență supranaturală a Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt lucrează în conformitate cu Biblia. Se zice amin. Și dacă în Biblie spune că doar acești slujitori au avut dreptul să pună mâinile, eu nu-mi permit să spun altceva. Egal ce zice Europa. Egal ce zice America. Egal că există evangeliste în America. Domnul să le ierte și să le libereze. În biserica lui Iisus Hristos, care este stâlpul și temelia adevărului în lume, tronează Biblia. Pentru că cartea asta trebuie să fie în stare să murim. Cartea asta trebuie să fie pentru noi literă de lege. Amin se zice. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne. Și au pus mâinile, spune Biblia, și au primit Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat? Simon Magu, culmea că n-a primit Duhul Sfânt. Mă, băiatul ăsta care s-a botezat, fost magician, specialist în magie, neagră sau albă, nu contează? Chiar Simon, spune Biblia, a crezut versetul 13, foarte interesant, și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu o imire, trist că rămâsese doar la o imire, a visurilor ce caută minuni fără fapte și fără pocăință. Faptele trebuie să confirme minunile. Amin. Când se face o minune de la Duhul Sfânt, omul se pocăiește omul cu cu fața la pământ, nu cade pe spate, nu face șor, nu merge la hărbiți, să fie clar asta. Merge în prezența lui Dumnezeu și își plânge păcatele, își regretă faptele, simte eliberarea de la Duhul Sfânt, pentru că și în contemporaneitate Domnul lucrează la fel ca în Biblie. Vrem biserica primară să fie biserica Betania? vrem Biserica Britania să semene cu Biserica Primară, vrem lucrările din Biserica Primară să fie autentice în Biserica aceasta, atunci să rămâne la ce este scris, să rămâne la Cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Ajută-ne, Doamne! Simon Magu, când și-a întins mâinile, culmea că pa, Petru și Ioan nu avem dovezi că și-au pus mâinile pe să Simon. Avea un duc de deosebire și pa, Petru și Ioan. Nu-și punea mâinile la întâmplare, păstor cine. Și pentru că inima lui nu era curată, el n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, dar a fost botezat în apă. A reușit să se mascheze de așa manieră încât nimeni nu și-a dat seama că el e fals. Dar când a fost vorba de Duhul, Duhul nu greșește. Niciodată Duhul nu greșește. Amin? Slăvit să fie Domnul. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie. Dar, prietene, tu nu vrei în primul rând Duhul Sfânt. Tu vrei putere? Tu vrei funcție? Tu vrei să faci mișcări, să te ridici la nu știu metri? Ce se întâmplă prin America? Tu vrei să ați adun șeri pe lângă tine, să arăți că nu te mușcă și într-o zi te-o și ai murit? Lucru manual. Tu vrei show? De ce nu vrei Duhul Sfânt? Uitați-vă că Simon Magul nu-i sincer și unde nu-i sinceritate Duhul Sfânt nu coboară unde nu-i corectitudine și nu-i curăție în inimă, Duhul Sfânt nu cobar. Am cântat despre porumbel cu pene sfinte. Și zice, Duhul Sfânt e simbolul porumbelului? Sau Duhul Sfânt se arată printr-un simbol ca un porumbel? Pentru că porumbelul nu atinge nimic mărăștinos. Nimic murdar. Atinge piciorul unde e curat. Să atingă Duhul Sfânt viața ta. Sângele lui Iisus Hristos ne poate ierta. Domnul Isus Hristos a venit din cer să-și lase fiecare picătură de sânge să se scurgă pentru noi. Vom sta la masa Domnului. Noi nu avem merită să stăm la masa Domnului. Când ne întindem mâna, avem har din partea lui Dumnezeu. Când luăm bucățica, e harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu că existăm, e harul lui Dumnezeu că respirăm, e harul lui Dumnezeu că mișcăm, e harul lui Dumnezeu că avem botezul nou testamental, e harul lui Dumnezeu că avem clădirile deschise. Acum am spune Duhul Sfânt că trebuie să ne rugăm pentru România să rămână pacea peste țara aceasta să rămână necuvântarea prezenței lui Dumnezeu peste țara noastră, să nu trăim momente ca Ucraina în care să ne adunăm cu frică la cina Domnului pe rând să fim puțini și să avem pe jumătate de biserică oameni și pe cealaltă jumătate saltele, să cazăm oameni veniți din zone în care au fost războaie. O, oh, să rămână pacea lui Dumnezeu peste noi, să rămână prezența lui Dumnezeu peste Betania, să ne atingă Duhul lui Dumnezeu, rostesc peste România, să rămână prezența Domnului. Lasă pacea ta, Doamne, peste România lasă protecția ta și sângele tău vor să la calvar. Amin? Simon, magul, a văzut că Duhul Sfânt a fost dat. Trecem la fapte 10, ne reîntoarcem. Biblia zice, toți credincioșii evrei au rămas uimiți când au văzut. Ce înseamnă verbul a vedea în materie de botez cu Duhul Sfânt? Terminologic. Versetul 46 spune căci îi auzeau vorbind în alte limbi. Când cineva vede că altcineva e botezat cu Duhul Sfânt, Înțelegem că trebuie să-L audă vorbind în alte limbi. Al doilea semn al botezului cu Duhul Sfânt este semnul experienței, experimental. Orice om care a fost botezat cu Duhul Sfânt și a vorbit în limbi, îmi va confirma ce spun în această seară, și anume, când cineva vorbește în alte limbi, se zidește pe sine însuși. Asta înseamnă că există trei coordonate care îi edifică viața, și anume pacea, bucuria și puterea. Rețineți pacea, bucuria și puterea. Aceste trei coordonate trebuie să caracterizeze viața unui om botezat cu Duhul Sfânt. Are pace față de El însuși, are pace cu cei din jur, are pace cu Dumnezeu. Și cum să poți primi o pace mai mare decât asta atunci când știi că tu ești conectat la o sursă directă cu Dumnezeu? Când vorbești în alte limbi, satana își ciulește urechile și toate cohortele demonice tremură, intră într-un freamăt extraordinar pentru că nu mai se sizează undele, nu mai poate percepe niciun mesaj. Vorbirea în alte limbi de aceea nu este traductibilă, decât atunci când are rol de dar de vorbire în alte limbi, dar acum vorbesc despre vorbirea în limbi ca rugăciune privată. Rugăciune personală. Când vorbești cu Dumnezeu, spui taine. Există un canal de conexiune cu tine ca persoană, ca și om născut din nou, pocăit și intrat în procesul Sfințirii, botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu alege să vorbească privat cu tine. Cine încearcă să înțeleagă, nu are nicio șansă. Decât în cazuri excepționale în care Dumnezeu găsește un om lângă tine, o persoană, căreia îi vorbește pe limba lui, ca și în fapte 2. Am înțeles că la un moment dat în biserica din Albini a intrat un bărbat dintr-o zonă asiatică, s-a așezat ca străin, pe vremea comunistă, foarte greu a fost, a intrat. Oamenii au spus că din greșeală, dar n-a fost nicio greșeală pentru că nimic nu i-a întâmplat în lucrarea domnului, și s-a așezat lângă un bătrânel. Și bătrânelul vorbea în limba necunoscută de el. Dar când vorbea în alte limbi, spunea, tu care ai intrat aici, să știi că Dumnezeu te iubește și a ajuns aici pentru că vrea să-ți sufletul. Omul acela a rămas șocat, a mers la slujitor și a zis, neapărat, explicați ce se întâmplă aici. Un bătrânel care abia se mișcă, a vorbit în limba mea, în dialectul meu etnic. Exact cu accentul potrivit. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Acum să nu vină unii care știu limba engleză să spună și eu vorbesc în alte limbi. Fals. Acceptăm vorbirea în alte limbi într-o limbă de circulație internațională La cei care se mai în și care în viața lor n-ar știu să zică nici măcar yes Și-ai corect Se vorbească fluent și să știți că se poate asta Se poate să se întâmple asta Și atunci pentru cel ce vorbește într-o altă limbă chiar dacă e traductibilă Vorbirea în alte limbi pentru el este necunoscută Dar în mod normal vorbirea în alte limbi este într-o limbă netraductibilă Tu vorbești cu Dumnezeu taine, simți bucurie, Spuneți-mi cei care sunteți botezați cu Duhul Sfânt, așa că atunci când vorbiți în alte limbi simțiți pacea lui Dumnezeu? Nu e așa că simțiți o bucurie deosebită? Nu e așa că puterea lui Dumnezeu copară peste dumneavoastră? Dragii mei, ce a spus Iisus Hristos, fapte 1 cu 8, nu are voie să fie tradiție. Trebuie să fie prezent și actual în Biserica Petania. Și voi veți primi o putere. Știți care e terminul grecesc de acolo? Înseamnă Dunamis. Când se, se fac răpături și se face o, o săpară într-o stâncă și cineva dă de un loc în care dă cu trânăcopul, dă cu ciocanul, dă cu toate ustensile și nu poate să înainteze, pune dinamită. Dinamita sparge tot. O, să vină dinamita Duhului Sfânt peste noi. Acolo unde inima mai plină de piatră, unde există bolovan de împietrire, unde oamenii au zis, niciodată nu mă voi pocăi, niciodată nu o să mai vin la biserică, nu mai vreau să aud Iisus Hristos, să coboare Duhului Dumnezeu. Dunamis coboară! să coboare dreptul fiecăruia dintre noi, să simți că puterea lui Dumnezeu e dinamită, sfărâmă toți. Bombele nucleare sunt zero față de puterea Duhului Sfânt. Există o putere, e puterea lui Dumnezeu. E o putere pe care nu o controlăm noi, e o putere care nu sunt în buzunarele noastre, e o putere care nu sunt la josticurile noastre, e puterea lui Dumnezeu. O, să coboare puterea aceasta! Că coboară puterea aceasta peste corul mix, se simte ceva special. Că coboară puterea aceasta peste grupurile care cântă aici în față, se simte ceva special. Că coboară puterea aceasta peste fanfară, se simte ceva special. Că coboară puterea aceasta peste corul bărbătesc, se simte ceva special când se cântă o cântare obișnuită de un om care nu-i invitat și nu-i cunoscut, dar dacă Duhul lui Dumnezeu este peste persoana aceea, se simte în sală. Ochii încep să, varsele, să varse să lacrimi. Există putere! Există putere în Duhul lui Dumnezeu. Când se va coboră Duhul Sfânt peste voi, va veni o putere. Toți care sunteți botezați cu Duhul Sfânt puteți mărturisi și dacă v-aș spune să ridicați mâini, ați ridica cu toții, că atunci când ați avut momente grele, și n-ați avut răspunsul la întrebări și v-ați rugat și Duhul Sfânt a coborât peste voi. Vă amenințau tot felul de sisteme care n-aveați cu lui să le împărtășiți pentru că vă era greu. Însă când a coborât puterea Duhului Sfânt și ai vorbit în alte limbi, mie mi se întâmplă că la nivelul umerilor simt un fior, nu e neapărat să fie la fel la toți, dar există o putere deosebită. Există o putere care spune merge înainte, nu ce da. De ce e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? E nevoie să ai putere să mergi mai departe. E nevoie în fața barierelor pe care le ridică satan și demonii să fii biruitor. În numele Lui Isus să se vindece bolile. În numele Lui Isus să se ierte păcatele. În numele Lui Isus Hristos să fie exorcizat demonii de oameni. În numele Lui Isus să fie transformate vieți. Există putere prin Duhul Sfânt. Aleluia! Al treilea semn al botezului cu Duhul Sfânt este semnul esențial. Propovăduirea cuvântului, prin viață, prin mărturie și roada Duhului. Amin, amin. amin. Trebuie să ziceți la fel de vitale ca la vorbirea în limbi. Amin. Amin, amin. În momentul în care cineva este botezat cu Duhul Sfânt, nu mai poate sta pe locul lui. Nu mai poate să se antrolojă spiritual. El se uită în jur și observă că oameni sunt gata, gata să meargă în iad. Cum să nu-i spui un om care nu are nicio șansă că Iisus îl iubește? ultima vreme, cel puțin din anul 2023, Duhul Sfânt m-a pus pe inimă când călătoresc cu avionul, pentru că nu știu limba engleză bine și nici măcar nu vreau să audă ceilalți și vorbesc cu cei din jur. Când mă așez o persoană necunoscută, îmi deschid telefonul, am niște notițe scrise în limba română și în limba engleză, traduse mai apoi, și arăt telefonul. Pe telefon scrie, Domnul Iisus mi-a spus să vă transmit că vă iubește foarte mult, că vrea să vă mântuiască sufletul și că își dorește să-L proclamați pe Iisus ca mântuitor personal, vă recomand anul acesta să știți Biblia. Au fost persoane la care li s-au mizit ochii, indiferent cum erau îmbrăcați oamenii ăștia, indiferent cât de distanți trebuiau să fie în față de mine ca slujitor, că i-am dat acest mesaj. Ne-a dat seama că a fost mesajul care trebuia să fie pentru inima lor. S-ar putea să fie singurul lor mesaj prin care să le vorbească Dumnezeu că Biblia are o prioritate. Întâlnim oameni pe străzi care nu au speranță. Vedem pe fețele oamenilor că nu mai au parcă nici un orizont pozitiv care să le se deschidă. Duhul lui Dumnezeu înseamnă Dunamis. Voi veți primi o putere și în veți fi martori. În Ierusalim, în toate Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă ai ajuns într-un loc unde nu a mai ajuns nimeni din Betania, să știi că n-ai ajuns acolo să faci bani. Ai ajuns acolo în primul rând să le spui oamenilor că Iisus Hristos îi iubește ai ajuns acolo să le spui oamenilor că există o cruce care s-a înfipt între crucele două cruci, crucea din mijloc. E crucea pe care a murit Isus Hristos pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor care vor fi sinceri și care se vor zmeri înaintea lui Dumnezeu. E nevoie să avem roade. Nu se poate să vorbești în limbi și apoi să înjuri. Nu se poate să vorbești în limbi și apoi să minți, să furi, să deturnezi fonduri. Nu se poate să vorbești în limbi și apoi să vizionezi pornografie și să nu spese de asta și să nu regrezi puternic orice păcat. Adică nu se poate să fii bolizat cu Duhul Sfânt și să trăiești într-un păcat care nu e accident. Accidente se întâmplă, dragii mei, însă accidentul e accident, nu e normalitate. Amin? Accidentul e ceva care n-ai vrut să se întâmple. Îți pare rău, n-ai fost atent, probabil n-ai vegheat și din toată zici, vai, cum am putut să fac asta? Regreți, spânzi păcatele te întorci la Hristos, îți autosecurizezi viața ta spirituală și te ajezi în barierele spirituale ale Bibliei, pentru ca să nu mai cazi din nou data următoare. Dar, dragii mei, nu uitați, botezul cu Duhul Sfânt este foarte important. Vorbești în limbi? Și tu vorbești în limbi. Mi-aș dori ca înainte să ne apropiem de cina Domnului, când va fi rugăciunea programată, așa cum va hotărâi fratele păstor, să vorbești și tu în limbi. Poate de 20 de ani ai vorbit în limbi. Asta nu înseamnă că rugăciunea ta va trebui să fie mai tare, ci va trebui să lași mintea ta să fie deconectată de la rațiunea ta, știind că aici este prezent Domnul Isus Hristos. Amin? Amin? Aici se prezent Duhul Sfânt Dumnezeul. Aici se prezent Dumnezeu Tatăl. Și se spune Dumnezeu, Doamne, am stat ani întregi de la botez încoace sau câteva ore de la botez și încă nu vorbesc în limbi sau am vorbit altă dată, cântam altă dată în alte limbi, cum se cânta. Mai o Doamne, cu cântările tale, Duhul Sfinte, în alte limbi, cu limbi de foc. Să se cânte o cântare în alte limbi, să auzim între rândul. Nu o să ne supărăm dacă cineva cântă în alte limbi, nu o să-l punem deoparte, stați liniștiți, nu ne avem probleme pentru asta. Noi credem că Dumnezeu lucrează și prin cântare în alte limbi. Vă spun o experiență cu care închei. Eram în clasa 8-a, eram într-o luni seara la Biserica Albinii și era o seară de tineret. Eram așezat pe a doua bancă unde stătea fanfara atunci, în genunchi, și în timp ce toți se rugau, nimeni nu era atent la mine, eram în clasa 8, vă repet, înainte de banchet, am început să vorbesc în alte limbi. Și în timp ce vorbeam în alte limbi, Duhul Sfânt mi-a dat traducerea celor limbi. Și mi-a zis, Caleb, dacă mergi la banchet, o să ai o mare pierdere spirituală. Rămâi, chiar dacă o să te facă unii de rușine și o să-și bată joc de tine, tu să nu mergi acolo. Nimeni nu a auzit asta. Am vorbit eu în limbi, prin Harul lui Dumnezeu, mie mi s-a dat traducerea. Cu sinceritate am făcut asta și n-am mers la banchet. Și să știți că pentru asta n-am murit și din contră mă simt binecuvântatul lui Dumnezeu. Să fii binecuvântat și dumneata, și dumneata. Să las să vorbească Duhul Sfânt prin tine. Să știți că sunt momente în care aici, în timp ce cântăm noi, mie Duhul Sfânt îmi dă o cântare în alte limbi. Și culmea că versurile rimează la final. Vorbesc și când mai încet atunci. Pentru că simt că nu trebuie să deranjez pe nimeni. Dar să știți că e nevoie să coboare lui Dumnezeu peste noi. E nevoie de o experiență autentică a Duhului Sfânt. E nevoie de autenticitatea lucrării. Și dacă Domnul vrea să vorbească în alte limbi, ca dar în biserică, mi-aș dori ca, de exemplu, din cor să se ridice o tânără sau un frate, o soră, oricine ar fi, nu contează. Și să vorbească în alte limbi. Și din afară să se mecească altcineva. Ce ziceți? Ar fi frumos, slăvit să fie Domnul. Dar pentru asta nu uita, să credem. Semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Semnul experimental, pace, putere și bucurie. Și nu uitați, semnul esențial, mărturie în propovăduire. Oriunde mergi, spune-le oamenilor de Isus Hristos. Mă duc la magazine și uneori le spun oamenilor, a citit Biblia azi. Mai sunt uneori cu alții și parcă li -e rușine. Și vă sp le spun, dacă n-ai citit Biblia, vă recomand să citiți Biblia de azi încolo. Nu-mi dau bani mai puțin la articole care le cumpăr, nici mai scump, e normal. Mi-am făcut misiunea și am plecat. La fel trebuie să facem și noi, cred. Să avem curaj sfânt. Duhul lui Dumnezeu ne dinamitizează, ne face puternici să mergem înainte. Și nu uitați, roada Duhului. Când greșim să ne cerem iertare, să ne iertăm unii pe alții, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să se vadă noi Hristos și poporul Domnului să zică amin.